Vă salut băieți, eu sunt Cristi și bine ați venit la un nou vlog. Un vlog puțin inspirat de la Impro Football, dar îi dăm creditele. Astăzi suntem pe calea victoriei și o să punem oamenilor întrebări de cultură generală din fotbal și dacă vor răspunde la toate cele trei întrebări pe care le vom pune corect, vor primi de la noi câte 10 lei. Bineînțeles, în funcție de câte răspuns sau în funcție de dificultatea întrebărilor, poate dăm și pentru mai puține răspunsuri corecte. Așa că dacă vreți băieți, dați-vă acolo like, abonați-vă dacă sunteți noi, chiar mă ajută foarte, foarte mult dacă vreți să facem acest gen de conținut și hai să începem. Băieți, vă puteți să aveți două secunde, vreți să răspundeți la niște întrebări de fotbal, dacă le răspundeți corect, ți-ați lege? Nu? Care este cel mai marcator din istoria fotbalului? Messi. Nu, Ronaldo. Ronaldo, scădem seama dacă sunt mai puțin. Câte trofee Champions League are Real Madrid? 10. Câte schimbări se fac într-un meci? 5. Nu mai stai liniștit. Ai răspuns să-ți nu mai stai liniștit, mersi. Sigur? Ok, mersi. Trăguț primul tip, dar asta e, totuși n-a răspuns că la o întrebare echitabilă. Deci dacă răspuns că e la 3 întrebări, prin 10 lei, dacă mai puțin, scădem un pic. Ok, ok. Câte schimbări se fac într-un meci? Schimbări? Da. Adică de obicei să... Da, dar câte schimbări se fac într-un meci? Cred că și în basket se fac. 2, 3. 5, ok. Care este cel mai marcator all time din fotbal? Ronaldo. Ok, corect. Câte trofee Champions League are Real Madrid? 13. Corect. Când s-a calificat România ultima oară la Mondial? Nu știu că e născut, dar... Nu, habar nu știu asta. Nu știu. 94? Aproape. Ce echipă a în carieră Cristiano Ronaldo? A început la Sporting Lisabona, după Manchester United, Real Madrid, și acum Juventus și acum din nou Manchester United. Ok, bun. Și care este cel mai marcator al naționalei române? Hagi și Mutu. Sunt doi. Și poți să zici un pic și câte goluri? 33. 35. Bă, ai răspuns la două întrebări, deci... Nu vreau de mersi mult, stai. Te rog. Nu stai liniște, nu vreau. Bă, n-am noroc astăzi, eu încer, nu vrea lumea. Câte schimbări se fac într-un meci de fotbal? 3. 5, din păcate, am coronavirus 5. Câte trofei Champions League are Real Madrid? 13. Bun. Și când s-a calificat ultima oară România la Mondial? Am ajuns pe la Hilton, la Mama Night. 90 și ceva, nu știu. Ok. Sunt cam trei răspunsuri corecte, deci felicitări și o să vă spui apoi. Care este cel mai marcător din istoria fotbalului? Cel mai mare marcator. Da. Ronaldinho sau Messi? Proprio Ronaldo. Okay, okay. Care este cel mai marcător all-time al naționalei României? Cum? Care ce? Marcătorul all-time al naționalei României. Hagi. Ok, și poate mai e cineva? Hagi, eu... Nu știu. Ok, mai e și Mutu, totdeauna, așa. Care aș putea este mai tânăr între Ronaldo și Messi? Care? Cât e mai tânăr? Între Ronaldo și Messi. Ok. Cât e fotbalista cel mai mulți followeri pe Instagram? Ronaldo. Da, ok. V-ai răspuns la una corect. Nu, nu trebuie să-mi dai nimic, Sergiu. Te rog. Ok, bine, mersi mai. Și să-ți bună. Subscribe. Nu știu că este mai tânăr de Cristiano Ronaldo și Messi. Mbappe? Nu, de Ronaldo și Messi, care e mai tânăr? Messi. Ok, corect. Băi, ai răspuns la două, dar ai plăcut de curajul, deci... Ai pus să-i pui pe oricum, e doctor docent în fotbal. Bună, bună. O zi bună. La ce echipe ai jucat Ronaldo în carieră, Cristiano? La United, la Real Madrid, la Juve și la Sporting. Ok. Câte schimbări se fac într-un meci de fotbal? 3. 5, acum cu vii. Aaaa. Totuși, mersi că ai apărut și... Mersi. Să uiți un sucru. Câte schimbări se fac într-un meci de fotbal? Acum sau înainte de COVID? Acum. 5. Ok. Și ce fotbalist are cei mai mulți followeri pe Instagram? Ronaldo. Ok. Poftim și premium. Și cam asta ar fi clipul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă vă dați acolo un like, poate facem partea a doua. Dacă facem 1000 de like-uri la acest clip. Îi mulțumesc mult și lui PG pentru că m-a așa să filmez. Deci subscribe și la canalul lui. Aveți link în descriere. Și până data viitoare, ăștia am fost noi. Ne-am dus. Pa! O să-i în pase. Bună, mă scuzeți. Dacă răspundeți cu 10 lei. Auzi, mă scuzați. Vreți să răspundeți la 3 întrebări din fotbal, dacă răspundeți cu 10 lei. Ce vă întrebă, mă? Știm fotbal, dar nu
nu știm fotbal deloc. Nu cum vă putem ajuta? Salut, aveți 2 minute. Vă pun 3 întrebări din fotbal, dacă răspundeți corect vă dau 10 lei. Din ce? Din fotbal. Fotbal? Nu sunt fan. Nu știm absolut nimic. Nu știu, nu știu. Toți bun. Apar pe YouTube ceva? Da. Ai un canal? Da. Și cum se numește? Poate îi dau... Cristi YouTube, mersi. Subscribe.